Ediția din acest an a Târgului Internațional de Agricultură, Industrie Alimentară și Ambalaje Agromalin este programată în perioada 8-11 septembrie la Expo Arad Internațional. Și de această dată, organizatorii mizează pe o prezență numeroasă din partea companiilor care activează în domeniul agricol și cel al industriei alimentare. Am început deja din începutul primăverii să contactăm firmele, participanții pentru această ediție. Este a 22-a ediție a Târgului de Agricultură de la Arad Agromalim. Avem deja confirmat un număr mare de firme, atât în ceea ce privește partea de utilaje pentru agricultură, cât și firme care vin și aduc în târg inputurile necesare unei activități în domeniul agriculturii și industriei alimentare. Așa cum spuneam, spațiile exterioare în bună parte au confirmat firmele care au participat și în anii trecuți. Tot ce înseamnă utilaje agricole performante sunt deja spații rezervate și vor fi prezente la această ediție a târgului. De asemenea, pe partea de spații interioare avem un mare număr de firme care și-au rezervat standuri. Așteptăm confirmarea altor firme care și-au anunțat intenția de a participa. Putem spune că în acest moment stăm destul de bine și târgul va arăta bine, cel puțin la nivelul anului trecut. Vom avea o participare, estimăm noi, undeva la 250 de participanți la această ediție. Da, și în acest an avem deja confirmat o participare cu un stand național din Ungaria, undeva la 30 de firme vor fi și în acest an, dar avem și firme din Italia, firme din Germania, firme din Marea Britanie care deja și-au anunțat participarea pentru această ediție. Noi dispunem la Arad de două pavilioane expoziționale, undeva la 3600 de metri pătrați, care vor fi acoperite în totalitate cu standuri. Spațiul exterior avem două platforme mari de aproximativ 15.000 de metri pătrați care cu siguranță vor fi ocupate cu utilaje. Am încurajat prin politica de prețuri pe care noi o promovăm firmele cu utilaje să vină cu suprafețe mari. Vizitatorii vin și au lucruri interesante, multe de văzut, deci oferta este foarte bogată. Și sperăm că în acest an chiar să dezvoltăm puțin față de anii trecuți. Noi credem că spațiile exterioare vor fi suprafețe mai mari și mai multe firme. O serie de firme noi care nu au participat încă la acest târg vor veni în acest an. Noi am început de câțiva ani să lucrăm destul de mult pe partea de atragere de vizitatori. Am conștientizat faptul că nu e suficient să aduci firmele în târg, trebuie să le aduci și clienți acestor firme ca anul viitor să revină, să plece mulțumiți de la târg și să revină la edițiile următoare. Avem un departament de marketing care mă ajută în promovarea evenimentului, dar și atragerea directă a vizitatorilor. Avem o serie de baze de date la care le lucrăm și le întreținem de ani de zile. Bun, toți cei care se ocupă de agricultură în zona de vest a țării și nu numai, vor primi invitații, vor fi informați despre târg și cu siguranță vor veni să vadă târgul, deoarece sunt multe lucruri interesante de văzut. O importantă contribuție avem și din partea asociațiilor de crescători de animale care activează în zona noastră și care, pe lângă faptul că vin cu animale în târg, ne ajută și cu partea de promovare a evenimentului în rândul membrilor.